Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Slăvit să fie Domnul Isus Hristos. Amin. Îi mulțumim Domnului Isus Hristos și pentru această zi minunată, deși suntem puțini, putem să ne bucurăm. Putem să-i aducem mulțumiri Domnului Isus Hristos pentru toate binele care ni-l face și pentru toată îngăduința pe care o are pentru noi. Îi mulțumim că se îndură și că ne-a mai dat zile de pocăință. Îi mulțumim pentru frați, pentru toți cei dragi, pentru toate. Câte ne-a dat, ne-a luat și ne-a lăsat, cum spunea un Sfânt Părinte și pentru asta și suntem nespus de datori. Astăzi avem o pildă atât de frumoasă, pilda uh, femeii Gârbove din Sfânta Evanghelie. Vă rog să mă lăsați două secunde să o găsesc. Da, de vindecarea unei femei Gârbove. Uh, Gârbovia aceasta despre care ne vorbește Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este chiar o pildă spusă de dânsul, este poate pilda tuturor celor care din pricina păcatului stau, așa cum ne spunea Părintele mai devreme, a plecați cu capul în pământ, neavând timp și nici preocupări să se uite către Dumnezeu, către cele sfinte, să ridice o mână și să-i mulțumească, indiferent de situația în care se află, indiferent de starea în care este, indiferent pentru ce sau de orice lucru care îi se întâmplă și este adus în viața lui, pentru că păcatele sunt cele care ne-au îndepărtat de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu și-a trimis Fiul, pe Domnul Isus Hristos, și acesta ne-a învățat prin toate pildele pe care ni l-a lăsat în Sfânta Scriptură, prin învățătura Sfinților Lui ucenici. Chiar și pe noi ne îndeamnă să fim ucenici ai Lui. Ne-a cerut asta, fiți ucenici și mărturisiți-mă până la marginea pământului. Lucrarea aceasta în care ne aflăm, despre asta vorbește, despre aflarea și vestirea Lui Hristos cel răstignit, despre noi, ostașii care, pe care Domnul Iisus ne-a ales, pentru că El este Cel ce alege, nu pentru că noi L-am iubit, ci pentru că El ne-a iubit pe noi. Și a găsit de cuvință, uitați-vă cât de puțin suntem. Și de multe ori stau și mă întreb, de ce sunt așa de puțini oameni? De ce sunt așa puțini oameni interesați să-L afle pe Domnul Isus Hristos? Hai că nu suntem noi vrednici, poate că nu suntem vrednici, poate că nu merităm noi atenția celor mulți. Dar să vii aici, să fii în casa Domnului Isus Hristos și să-i aduci o mulțumire, indiferent cât este de mare sau de mică, cum cu ar considera fiecare, dar omul nu se poate, nu poate să se desprindă de lucrurile astea care îl țin acolo legat de pat, îl țin acolo în starea aceasta de gârboveală, de nevedere, de... Și și a început Părintele predică astăzi vorbind despre prostie. Știți că m-a frământat în dimineața asta și pe mine lucrul acesta? Cum m-am trezit cu gândul ăsta am avut? Poate că Dumnezeu ar trebui să facă ceva, să îi criogeneze pe oameni ca într-un timp de să rezolve problema aceasta prostiei și a nesimțirii. Dacă oamenii nu au simțul acesta al Faptului că aparțin cuiva. Noi nu suntem, aparținem părinților noștri care ne-au născut, dar noi aparținem mai departe celui care ne-a făcut. Că dacă n-am avea Tată în ceruri, toate celelalte sunt zadarnice. Am fi cu toții niște criminali, niște oameni fără căpătăi, dar noi știm că acolo este un Dumnezeu. Acolo este cineva care și-a trimis Fiul să ne aducă și nouă cunoștința de Tatăl Ceresc, să ne, să ne facă să ne împace cu Tatăl. Dar nu vrem lucrul acesta. Nu vrem și nu, nu putem sub nicio formă, dar știți de ce nu putem? Pentru că nu ne debarasăm cu totul de stările acelea care ne țin adânc în fipți în ceea ce a însemnat păcatul. Și astăzi am ascultat de la sfântul, de la, aș putea spune, sfântul părinte Vis Visarion, o, o pildă atât de frumoasă legată de, de păcat. Și spunea așa că, la un moment dat, un țăran și-a cumpărat un teren foarte frumos. Numai că era mlăștinos și avea foarte multe bălți pe el și nu știa cum să scape de bălțile acelea, că de altfel terenul acela era foarte, foarte, foarte roditor. Și s-a dus la un om înțelept, așa cum ne spunea părintele mai devreme, pilda cu înțeleptul Solomon, și l-a întrebat ce să fac ca să reușesc să sanez aceste bălți, să, le, să scap de ele, ca să pot să am un teren roditor. Pentru că acolo erau niște izvoare, care neîncetat de dea o apă. Iar acel înțelept i-a spus, seacă izvoarele respective, scapă de ele. La fel e și păcatul adânc înrădăcinat în noi. Dacă noi nu tăiem, dacă nu scoatem din rădăcină acest păcat, el rămâne acolo și ați văzut, vorbeam cu părintele când am fost ieri spre Galați de, de salcâm. Ați văzut cu toții salcâmul ăsta, e suficient să-l tai, să-i cadă puțină sămânță pe pământ și dintr-o dată dă sute de mii de, de lăstari din el. Așa este și păcatul, dacă nu-l tai cu totul, dacă nu scoți toate rădăcinile, el va da de acolo câte o fărâmă de rădăcină care va face un pom gros. Și acesta este păcatul. Este păcatul ăsta de care noi nu scăpăm sub nicio formă, mai ales nevrând să-l cunoaștem pe Domnul Isus Hristos, care ne-a învățat cum să fim. Domnul Iisus învăța pe norod, pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Păi nu poți să stai drept și nu poți să fii liber, tot cum spunea Părintele mai devreme, dacă nu scapi de păcat, dacă nu vrei să fii măcar om. Și poezia aceea pe care tot ne-o spune Părintele citându-o de la fratele Traian, om ce mare spundere ai, este și la sfârșit se încheie, încheie povestea, dar om nici om, de ce n-ai fost? Din ce în ce mai puțin sunt oameni cu adevărat. Am fost la adunarea asta la Galați și vă spun sincer, dacă m-a întrebat cineva acum cum m-am simțit, vă spune sincer, ca într-un frigider. Și la propriu și la figurat. Eu mă bucur în adunarea mea, în adunarea noastră. Mă bucur din suflet că încă aici mai este o flacăre, nu știu eu, nu pot să știu dacă pâlpâie sau dacă e mare flacărea aceasta, dar sincer, în adunarea asta noastră, cât este ea, mică, așa cum este, și este o flacăre aici care arde, Aici încă se mai găsește omenie. Încă mai sunt frați cu inimi mari. De aceea trebuie să ne înceta să-i mulțumim Domnului Isus Hristos pentru toate. Să-i mulțumim pentru dragostea care ne poartă și nu suntem mai vrednici decât alții, dar uite care El ceva cu noi aici și se îndură de noi. Când a văzut-o Domnul Isus Hristos, a chemat-o și a zis, femeie ești dezlegată de neputința ta. Păi nu ne cunoaște Domnul Iisus pe fiecare în parte? Nu este Domnul Iisus prezent aici? Ba da, Domnul Iisus este aici. Domnul Iisus i-a încredințat fiecăruia o misiune. Domnul Iisus este Cel care ne-a dus aici. Veniți și vedeți ce bun este Domnul, veniți și gustați să vedeți. M-am jerfit, vă dau în fiecare sărbătoare, în fiecare, de fiecare dată când sunteți vrednici, vă dau trupul și sângele meu. Primiți-l ca într-o mădularele voastre să Ia ființă Domnului Isus Hristos, să ne curățească inima asta nedăzăjduită de rea, să o curățească ca să poată locui, că până la urmă asta este scopul, să facem un mic loc în inima noastră Domnului Isus Hristos. Și s-a vorbit și cine a ascultat Cazania, a fost atât de elocventă. s-a vorbit atât de clar despre starea aceasta a fățărniciei pe care o prezentau și care o aveau cei din vremea Domnului Isus Hristos și care nu ne este străină nouă. Că în fiecare zi vedem oameni fățarnici, oameni care n-au curajul să spună ceea ce gândesc, oameni care, și nu că ar trebui să spună ceva din mintea lor, dar ar trebui să spună întotdeauna adevărul. Nu, nu ne place să spunem adevărul, ne ferim să spunem adevărul de teamă ca cel căruia îi spunem adevărul să nu se supere pe noi. Dar adevărul pe care noi îl spunem s-ar putea să-i facă un mare bine, pentru că adevărul întotdeauna este Domnul Iisus Hristos. Adevărul ăsta pe care îl spunem cuiva, cu blândețe și cu înțelepciune, poate să-l facă pe om să-l trezească. Dar dacă noi nu-i spunem adevărul, el rămâne în starea aceea latentă, în starea gârbovă, în starea cea mai rea și mai de jos, din care nu poate să se ridice. Pentru că dacă nu aude mărturis, mărturisindu-se despre Domnul Isus Hristos, că și noi am auzit de la alții, și alții s-au rugat pentru noi, acesta este un lanț. Vedeți, credința asta este credința se dobândește în urma auzirii. Noi am auzit la alții și alții s-au rugat pentru noi și au zis: mergeți acolo și aflați-l pe Domnul Iisus Hristos. Și ne-a trimis în locul potrivit. Mărturisesc de aici, din fața Sfântului Altar, că suntem în locul potrivit, că nu avem nevoie de nimic altceva decât ceea ce ne-a învățat fratele Traian și părintele Iosif. Dacă noi căutăm acum să ne îndepărtăm, să căutăm cu totul și cu totul alte căi, nu vom reuși. De fiecare dată pe stradă la mine, din sufragerie, întotdeauna văd un semn de circulație. Și de câte ori văd semnul ăla de circulație, nu fac decât să mă gândesc la ceea ce înseamnă lucrarea oastei Domnului. Este un semn de obligatoriu înainte. Un semn care nu-ți dă voie să faci nici dreapta, nici stânga. Du-te înainte. Ăsta e semnul pe care noi trebuie să-l avem în conștiința noastră, tot înainte către Iisus Hristos cel răstignit. Dacă nu ținem cont de lucrul ăsta, dacă pașii noștri tind să se ducă și în altă direcție, și am spus-o de aici de nenumărate ori, vom fi condamnați la suferință. Vom fi condamnați să pătimim ca noi să ne îndreptăm. Alunecarea asta este foarte dureroasă și v-am spus eu, când urci la munte. E atât de greu că pleci de jos și vuntele înalt și cum ajungi, atinge o culme, zici, gata, acum am ajuns în vârful muntelui. De unde? Ești de-abia la bază. Dar nu, tu nu vedeai vârful pentru că erai foarte aproape de bază. Și mai urci puțin și iar mai vezi o culme și tot așa. Ăsta este drumul pe care îl parcurgem noi. Totdeauna tindem să credem că am ajuns undeva. N-am ajuns. Când vom ajunge acolo... Îl vom întâlni pe Domnul Isus Hristos. Când vom ajunge în vârful muntelui, la piciorul Sfintei Cruce, acolo este Domnul Isus Hristos, care este blând, care este așa cum nu ni-l putem închipui. Nu ni-l putem închipui din, poate nici din poze, din de, ce avem noi, iconografie și așa mai departe. Domnul este nespus de frumos și de bun și de blând iar vocea Lui este așa cum n-ați auzit niciodată. Domnul Iisus este minunat, minunat și sfânt este Domnul meu. Și a întins mâinile peste ea îndată, s-a îndreptat, se-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și zlăvea pe Dumnezeu. Cine este acel peste care Domnul Iisus Hristos nu și-a întins mâna și nu i-a dat slavă? Vă spun eu, au fost și sunt scriși în Sfânta Evanghelie, cei zece leproși. Din zece doar unul s-a întors să mulțumească lui Dumnezeu. Doar unul singur și era de al neam. Vedeți că noi suntem dintre neamuri și Domnul Iisus Hristos L-a trimis pe sfântul apostol Pavel, care are niște epistole de o frumusețe de nedescris și învățătură așa cum nu putem noi să pricepem. Pentru noi, neamurile, ca nimeni să nu piară, ca nimeni să nu rămână fără cunoștința adevărului, ca nimeni să nu fie orfan de Tatăl nostru din ceruri. Dacă Domnul Iisus Hristos este atât de minunat, cum va fi Dumnezeu tatăl? Ne mai de minunat. Ne mai de minunat pentru că s-a îndurat de noi și a jerfit ce avea mai scump. Noi poate nu suntem în stare să jerfim nici măcar o zi. Dacă am fi obligat să stăm o zi în Biserică de dimineață până seara, ni s-ar părea greu. Dar Tatăl Ceresc l-a pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul Său cel mai iubit. Dar fruntașul sinagogii mâniat că Iisus, Domnul Iisus, săvârșea vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Păi noi venim în ziua Sfântă a Domnului Isus Hristos. Noi venim în prima zi aceea a odignei. Domnul Isus ne-a dus și toată săptămâna noastră după învierea Domnului Isus Hristos începe cu odignă, cu o zi de odignă. O zi de odignă în care noi trebuie să aducem mulțumire pentru toate celelalte zile pe care Domnul le-a rânduit să le muncim ca prin sudoarea frunții să ne câștigăm pâinea noastră. Ce frumos este că Dumnezeu nu ne-a pus întâi la muncă și după aia la odihnă, ne-a pus întâi la odihnă și după aia la muncă. Trebuie să venim aici să îi mulțumim Domnului pentru toate, vedeți? Neîncetat, în orice loc, în orice situație, pentru orice întâmplare, auzim de atât de multe lucruri rele care se întâmplă, și ne întrebăm și s-a Părintele pentru cei care trec prin nenorocirea pe, prin care trec, poate că oamenii aceia care au rămas și care vor rămâne și care suferă atât de mult, îl vor cunoaște cu adevărat pe Domnul Isus Hristos. Și noi, în prigoana aceea, care a fost în perioada comunismului, prin fratele Traian, noi am aflat comori nespuse, de, nespuse pentru ca noi să le putem percepe, să le putem pricepe, să le învățăm ca să ne ridicăm. Să ne ridicăm puțin deasupra capului, să ne ridicăm puțin ochii către cer și să înțelegem cum a fost posibil că în suferința fratelui Traian noi am, am avut mult câștig, foarte mult câștig din toată această suferință și sunt voci care spun că învățătura fratelui Traia nu mai este de actualitate, acum sunt altele și altele. Și am avut gândul acesta din prima, de când m-am tot frământă lucrul acesta și am spus, gândul acesta l-am avut, ca toți care vor schimbare și vor să aducă ceva nou, să treacă prin ce a trecut fratele Traian. 17 ani de suferință să îndure și ei și după aceea să vină să schimbe. Este foarte ușor să stai pe scaun, să nu fi făcut nimic în viața ta și să spui că trebuie să faci ceva nou, să vii cu ceva nou, dar nu cu ceva concret. Noi, și vă mărturisesc eu ca persoană, nu știu dacă în viața asta voi reuși să citesc toată opera fratelui Traian. Nu știu dacă voi reuși nu să o trăiesc, o citesc. Și nu voi emite niciodată pretenția că aș vrea ca măcar un cuvânt din ce a scris fratele Traian să fie modificat sau înlocuit. Nici măcar unul, nici măcar o virgulă. Pentru că nu sunt vrednic și nu pot să fac lucrul acesta. Aș fi un fățarnic, aș fi un nesimțit să pot să cer lucrul acesta. Când știu că fratele acela scump și drag, care acum se roagă și mijlocește pentru noi la Tatăl, a suferit atât de mult, a stat închis, în temnițe, bătut, bagiocorit, în frig, nemâncat. Și în toate, că nu se pot spune aici, din fața învonului, câte am suferit fratele treia. Fățarnicilor, vai de mine ce cuvânt, vai de mine ce cuvânt. I-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și le leagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iezde și îl duce la adăpat? Păi dacă s-ar întâmpla ceva cu unul din copiii noștri, n-am plecat noi din biserică să dăm cu fuga cu el la doctor? E, nu, cum să nu dăm? Păi cum, lăsăm să moară pe copil? Dar vedeți fățărnicia aceasta pe care o manifesta însuși fruntașul sinagogii însuși și pe lângă el mulți alții care ziceau nu ți-e îngăduit după lege să vindești pe nimeni în ziua de sabat. Ziua de sabat e sfântă. Dar care dintre acești oameni ar fi avut un necaz așa de mare cum l-am menționat pe acesta de a-i fi copilul bolnav, n-ar fugi să vadă care e problema cu soția, cu copilul sau cu ce îi se întâmplă prin o gradă pe acolo. Sunt convins că ar fugi să-și rezolve problema aceasta. Dar Domnul Iisus Hristos, cunoscând inimile celor care erau, cunoscând inimile tuturor, că na, El ne-a făcut, El ne știe și cât de bun și cât de răi suntem, ne cunoaște Domnul Iisus pe toți, în parte. Știe câte parale facem. Tocmai din pricina aceasta, din cauza împietririi inimilor, a vindecat femeia aceea, care, așa cum era, cu problemele ei, cu necazurile ei, cu suferința ei, tot venea la biserică. De 18 ani ea să târă așa. Știți că avem și printre noi surori care, care au fost așa și care vin cu greu la biserică și care cu greu îndură această suferință, dar neîncetat văd că vin și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru toate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt așa și că încă le mai poartă pașii pe pământul acesta. Dragostea lui Dumnezeu este nemăsurată. Dragostea lui Dumnezeu nu se compară cu dragostea noastră, care este o dragoste interesată. Nu putem să oferim dacă nu ni se oferă, dacă nu ni se dă la schimb. Noi nu putem să dăm și de cele mai multe ori am observat făcând o analiză așa a vieții mele de până acum, că omul în general nu poate să dea ceea ce nu are. Niciodată nu va putea. Sau își dorește să primească ceea ce nu are el. Este la fel, același lucru. Întotdeauna îți dorești să primești ceea ce nu poți să oferi. Dar toate sunt cu putința lui Dumnezeu. Toate sunt cu putință celui ce crede, toate sunt cu putință la cel care și-a pus toată nădejdea în Domnul Isus Hristos. Că cine este de aici, măcar sau de pretutindeni care să nu știe că va veni o o zi în viață și este certă pentru toți, că vom pleca de pe ceas pământ, că zilele noastre se vor termina, că sunt de 50 de ani, că sunt de 60, că sunt de 150, nu contează. Ziua aceea va veni negreșit. Și atunci, cum ne-am petrecut viața? Cum vom da socoteală? Că dacă se spune că pentru fiecare gând vom da socoteală și pentru fiecare cuvânt pe care l-am scos din gură, vă dați seama că celelalte trăiri ale noastre cum vor fi? Cu cât viața este mai lungă, ori este spre mântuire, ori ne este spre pierzare. Bine ar fi să ne trezim cu adevărat, să facem pasul acesta mic către Domnul Isus Hristos, ca El să facă un pas mare către noi. Căci bucuria aceasta de a îl întâlni pe Domnul Isus Hristos este imensă. Atunci vezi că totul de aici nu are nici o valoare, că indiferent cât de mult ai deține, cât de mult ai cheltuit în viața asta sau cât de multe rele ai făcut, El face pasul acesta uriaș doar ca să te salveze, ca să mă salveze și pe mine, ca să aducă pace în sufletele, în inimile noastre, ca să nu ne mai temem de ziua aceea îngrozitoare, ziua aceea în care va trebui să dăm socoteală. Va trebui să ne înfățișăm în fața Domnului Isus Hristos. Și când v-am mai spus și uh, mi-am ales și locul ăsta aici, la, lângă strană, și de câte ori privesc la scaunul dreptului judecător, mă înfior când mă uit în ochii Domnului Isus Hristos. Mă înfior, mă cutremur, mă trec toate din furnicăturile din cap până în picioare. Ce vom spune? Ce voi spune? Ce spun eu, Doamne, ție? Că viața mea a fost una destrăbălată, că n-am fost în stare, că n-am știut, că n-am putut, că n-am. Nu sunt decât minciuni, nu sunt decât lucruri, scuze pe care pot să mi le aduc eu în fața Domnului Isus Hristos, dar pot să o fac acum, atunci când Sufletul se va înfățișa, că nu mai mă înfățișez cu trupul, acolo și cu mintea asta seacă. Acolo toate vor fi date pe față. Și nu va mai exista. N-am putut, n-am fost decât lene, nepăsare, indolență, indiferență, ignoranță. Toate lucrurile astea care m-au ținut pe mine departe de Domnul Isus Hristos. Și din care s-au născut ură, zavistii, tot felul de râci și intrigi, care nu fac bine, care de... nu fac altceva decât să ne îndepărteze de Domnul Isus Hristos. Chiar și îngerul nostru se îndepărtează de noi, văzând ura și starea noastră ce are. Fuge de lângă noi, ce să caute? v mai spus eu, niciun om nu cred că poate să trăiască într-o hasna. Așa este și omul care este plin de ură, de mânie, de invidie, de, de, toate patimile și păcatele astea rele. Duhul cel Sfânt nu se poate apropia, pentru că este asemenea unei hasnale. Urât, mirositoare, ne... Și știți că nu mai descriu toată starea asta urâtă. Dar femeia aceasta care este o a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Păi ce bine, nu se poate face în ziua de duminică? O, oh, și cât bine putem face! Plecăm de aici... Și măcar că nu putem să dăm o felie de pâine, dar putem să spunem un cuvânt de inimă, de încurajare unei persoane care e în suferință. Putem să-i spunem un cuvânt de folosință celor de lângă noi. Dar nu ca să ne arătăm deștepți, ci ca să-l trezim pe cel de lângă noi. Nu ca să ne facem mai vrednici, ci ca să câștigăm sufletul unui frate sau unei surori sau unui copil care tot din pricina noastră e așa cum este și că nu vrea să audă de Dumnezeu. Pentru că faptele noastre până la un moment dat au fost rele și că ele au rămas ca un model în mintea celor de lângă noi. Și este greu să-l convingi pe un om care te vede schimbat, că tu te-ai schimbat, decât după o perioadă foarte îndelungată. Pentru că noi dacă am vedea aici un bețiv pe care l-am cunoaște că e bețiv și că era căzut în șanțuri de atâtea ori l-am văzut, dacă l-am vedea acum tot timpul am fi cu ochii pe el să vedem dacă nu cumva miroase alcool, dacă nu cumva e murdar pe haine și că a venit cumva trezit dintr-un șanț aici, vă spun sigur că așa s-ar întâmpla. Dar cel care nu judecă este Domnul Isus Hristos și de el se îndură Domnul Isus Hristos cum s-a îndurat și de mine cum s-a îndurat și de frățiile voastre și cum se îndură de toți cei pe care îi iubește. Să dea Bunul Dumnezeu ca pe toți din starea rea în care suntem să ne cercetăm și să scăpăm de starea asta de fățărnicie care ați auzit ce spune, ea se naște și din ea se naște viclenia, minciuna, ura și toate celelalte. Fățărnicia asta e cea mai urâtă fața omului și... De multe ori, când eram mai puști, îmi spunea cineva un adevăr și mă durea atât de tare, dar nu eram un om care să țin, poate mă supăram o vreme, dar după aceea am trecea. Și văd că atunci când spun cuiva, deși întotdeauna am spus, -o, am spus lucrurile, adevărurile cu zâmbetul pe buze ca să nu se înțeleagă lucrurile într-un fel, oamenii stau puțin, meditează și după aceea caută. Caută, este important să caute. Că poate nu cred în mine sau în ce le spun eu dar atunci când aud, ei sunt tentați să caute, să vadă ce a spus omul acesta e adevărat sau nu e adevărat. Și atunci, prin gura altora, mai vrednici decât mine, vor auzi adevărul, care va fi același, probabil, sau divers nuanțat, dar va auzi adevărul și adevărul ăla poate îl va împinge să deschidă ușa bisericii să vină să-L afle pe Domnul Iisus Hristos, că asta este scopul, să ne îmbogățim cu darurile de nespus ale Domnului Iisus Hristos, pe care îl așteptăm să se nască în fiecare an, de fiecare sfântă sărbătoare a nașterii Domnului așteptăm să se nască, să se nască și în inima mea. De, de fiecare dată s-a vorbit despre asta în preajma sărbătorilor. Să se nască Iisus Hristos în inima mea și să crească, să nu rămână un prunc, să crească, să crească și noi până la statura omului de Așa să ne ajute Domnul ca să avem acest semn de care v-am spus noi, eu, mai devreme, pe care îl văd în fiecare zi de pe fereastră, obligatoriu înainte. Ținta noastră este Domnul Isus Hristos, căpetenia de săvârșirii. Să ne ajute Dumnezeu în toate, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Slăvi să fie Domnul Isus.